Vă mulțumim Domnului. Vom încredința pe fratele Aurel, pe sora Dina, pe fratele Traian, sora Veronica, pe cei doi frați Grum, Catanz, pe cei doi frați de la Melbourne și la Brisbane, cu Manuela și cu Briana. Da, este aici? Briana aici? Noi? Nu e aici. Este? Ah. Domnul să te binecuvinteze. Vouă vă dau salutul ca și fraților din 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 23 și 24, la toți. Luați salutul acesta, dar pentru voi ca fete, ca mirese, ca neveste și ca bride, și acala, vă dau versetul care v-a spus Rut. Așa să spuneți și voi soților voștri, unde vei merge tu, acolo vei merge și eu. Biserica ta va fi biserica mea, Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu, casa ta va fi casa mea, banii tăi vor fi banii mei. Așa cum spunea fratele Aurel, că o să fiți binecuvântate. Oricum, mergeți la doi tineri care amândoi au tați păstori. Trebuie să vă știți cum să vă purtați, să aveți grijă. Acești doi tineri au din tați, bunici chiar, nu? Păstori, așa că Domnul să binecuvinteze, să-i cinstiți pe ei, familiile lor, pe părinții lor care sunt slujitorii Domnului și Dumnezeu să binecuvinteze. Vă invit să ne ridicăm cu toții, să mulțumim Domnului pentru dimineața aceasta și să vă încredințăm în brațul Domnului, așa cum spune cuvântul Domnului la Ioan în rugăciunea care am citit-o, 17, cu versetul 17. Sfințește prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Cum m-a trimis pe mine, cum m-ai trimis pe mine în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Este adevărat, acum și frații care pleacă, în fratele Aurel, în călătorie și în vestirea cuvântului și în lucrare, a depus mult efort în România, așa și pe voi, să slujiți Domnului în adunările unde vă trimite, unde vă îngăduie Domnul să ajungeți, atât pe frații care pleacă, cât și pe surorile care merg la Brisbane și la Melbourne, și Domnul să binecuvinteze. Vă încredem în brațul Domnului, rugăm pentru voi în rugăciunea aceasta ca Domnul să vă sfințească. Și dacă trimiterea aceasta este o trimitere, așa cum spune Domnul Iisus, i-a trimis în lume să facă de cunoscut cuvintele Domnului, faceți-le și voi la fel și fiți lumină unde veți merge, în bisericile unde veți ajunge. Amin. Așa cum stăm cu toți, ne închinăm Domnului și mulțumim Domnului pentru dimineața aceasta.